Vă anunțăm că la ședința de astăzi și-au înregistrat prezența 89 de deputați. Câteva anunțuri. În noaptea de 12 spre 13 iunie 1941 a avut loc primul val al deportărilor staliniste în Basarabia și Bucovina de Nord. Trebuie să nu uităm și să vorbim despre acele vremuri, mai ales, dar mai ales când un nou război demarat de Kremlin încearcă să recroiască din nou frontierele. Să ținem un minut de reculegere pentru toți cei care au avut de suferit. Mulțumesc. Au parvenit solicitări și din partea fracțiunilor. Domnul Ulanov. Предлагаем снять с повестки дня проект 168 от 29 мая 2024 года, внесение изменений в закон о Нацбанке, другие нормативные акты. Вы его называете «Консолидация рамок деятельности НБМ». По сути, данный проект превращает Национальный банк как отдельное государство в государстве, неприкасаемый, чрезмерными льготами для руководства, злоупотребление, отсутствие прозрачности, невозможность обжалования административных актов Национального банка. Комиссия. Deci acest proiect vine să ofere mai multe posibilități băncii centrale ca să asigure stabilitatea sistemului financiar pe lângă cel bancar. Eu înțeleg că aici unii membri unei grupări criminale vor să mai fură încă un miliard. Inițiativa nu a întrunit numărul necesar de voturi. Domnul Ulanov. Господин Мариан, в отношении проекта 168, о котором мы обсуждали, я бы вам порекомендовал поднять материалы следственной. La subiect, vă rog, nu v-a menționat domnul. Господин председатель, вы не оставите мне выбора подойти к вашему микрофону и говорить с него. Deci vă fac o preîntâmpinare publică pentru amenințarea care mi-ați făcut-o publică. Domnul Bolea, văd că v-ați înscris. Noastră ați făcut amenințare la ultima ședință a Parlamentului. Deci până nu vă cereți scuze publice pentru comportamentul și amenințarea făcută, nu vă pot oferi cuvântul. Не считаю нужным. Mergem mai departe. Proiectul de lege pentru modificarea legii ocrotirii sănătății prezintă doamna ministra sănătății, doamna Alla Nemirenko. În unele spitale raionale se atestă o neacoperire cu medici de circa 30%. Și acestea sunt, de exemplu, Cantemiru, care are o asigurare cu 68%, Făleș 69%, Hâncești 70%, Rizina 72%, Ștefan Vodă 74%, Taraclia 76%. O altă problemă cu care se confruntă lucrătorii medicali este că circa 3.000 la momentul de față de lucrători medicali efectuează naveta de la domiciliul aflat în afara localității de amplasare a instituțiilor medico-sanitare publice unde activează. Respectiv, în contextul atragerii, motivării și menținerii personalului medical, proiectul dat prevede ca să compensăm în premieră cheltuiele pentru navetă, deci deplasarea tur-retur de la domiciliu la locul de muncă. În continuare, doamna Караман. Госпожа Немиренко, очень печально было слышать драматические цифры статистики, так же, как и печально смотреть отчет по исполнению бюджета к нам. И я думаю, что это в том числе результаты реформы, которую сейчас проводят в медицинском секторе. Но к вопросу по проекту. Какие критерии будут браться для того, чтобы направить того или иного медика в тот или иной район? И какие есть гарантии того, что в этом отношении не будет никаких дискриминационных вещей? Doamna deputat, dumneavoastră, tot ce a spus până la întrebare au fost învinuiri generale, nebazate, nefondate pe nimic. Sunt doar așa aruncări de învinuiri, așa cum de fapt vă place să faceți. Există o comisie de repartizare a Ministerului Sănătății care are mai mulți componenți, cred că vreo 9 membri, și noi publicăm din timp toate locurile vacante pe toate specialitățile. Deci repartizarea are loc transparent. Doamna Novac. Dacă puteți să ne spuneți care ar fi top 3 raioane unde avem cei mai mulți angajați care circulă. Deci cel mai mult circulă din municipii în raioanele adiacente și aceasta este călătoriile pe care le fac medicii care locuiesc în Chișinău spre raioanele adiacente. Anene Noi, Ialoveni, deci Căușeni, chiar și Ștefan Vodă, Orhei, de asemenea din Bălți, spre Florești, spre Fălești, deci sunt foarte mulți medici care activează așa, sângerei și viceversa.
susținut în prima lectură de 59 de deputați. Proiectul de lege care vizează consolidarea cadrului de activitate al Băncii Naționale a Moldovei. Prezintă doamna Cristina Exar, secretar de stat, Ministerul Finanțelor. Proiectul, mai întâi de toate, vine să aducă mai multe precizii ce ține de mandatul și competențele Băncii Naționale în domeniul macroprudențial. Un alt aspect important este faptul că se vine cu interzicerea ca angajații și membrii organelor de conducere să dețină cotă de participație în instituțiile supravegheate. Sunt în comulțime de aspecte, inclusiv aspecte operaționale ce ține de preluarea unor competențe de la Comisia Pieței Financiare. Domnul Ulanov, condiția că vă cere scuze publice. Mai repet o dată, pentru cei care se comportă nerespectuos și fac amenințări în public, în ședință în publică, eu am dreptul să cer scuze publice. Avem lor de cuvânt. Domnul Bătrâncea, vă rog. O structură eventual publică care are atribuții de stat, care trebuie să protejeze valuta națională. În realitate, Banca Națională în această componență cu Consiliul de Administrație, acolo unde fiecare membru Consiliului de Administrație primește peste 2 milioane de lei pe an, au jucat interesele băncilor comerciale. Veniturile băncilor comerciale în 2022-2023 au ajuns la cote record peste 3,6 și peste 4 miliarde de lei. De aceea categoric niciun fel de atribuții suplimentare și să răspundă pentru favorizarea băncilor comerciale. Rog să ne pregătim pentru procedura de vot. Votată în prima lectură de 54 de deputați. Domnul Cojoc. Rușii ne sau rușii ne plătesc. Marina Tauber spune rușii ne plătesc. Vă mulțumim. Doamna Sivova. Я вас призываю к тому, чтобы вы все-таки обеспечили право любого депутата высказаться, в том числе и депутатов, которые чем-то вам лично не понравились. Вы рог с деблокад с трибуна. На частной ситуации пропон с апликаем санкционе де интерзичере партичиперии ла шединцеле пленаре пе дурата а 5 шединце. Cine este pentru, rog să votăm. Cu votul a 57 de deputați, deputatul Bolea, deputatul Ulanov, deputatul Tauber, Lozovan, Nesterovski, Apostolova și Fotescu sunt sancționați. Stimați colegi, se anunță o pauză până mâine la orele 10. Vă mulțumesc! Vă anunțăm că la ședința de astăzi și-au înregistrat prezența 81 de deputați. Putem continua. Domnul Vătrâncea, vă rog. Vis-a-vis de cele întâmplate ieri, noi nu putem omite aceste situații. Fracțiunea Blocului Comuniștilor și Socialiștilor propune introducerea în ordine de zi a proiectului de hotărâre privind exprimarea votului de încredere domnului Igor Grosu, vicepreședintele Parlamentului, pe motiv că în plenul Parlamentului sistematic deputații sunt atacați, nu există ordine și se încalcă principiul pluralismului de opinii. Domn deputat, încredere deja mi-a fost... ați spus de încredere, eu m-am auzit tare bine, dar este o mică mare problemă. Ordinea de zi pentru ședința de astăzi a fost votată ieri. Colegi, continuăm cu proiectul 443. Este vorba de raportul de activitate în sistemul de acordare a asistenței juridice garantate de stat pentru anul 2023. Îl invit la tribună pe domnul Lilian Darii, director executiv al Consiliului Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat. Asistența juridică garantată de stat se acordă persoanelor care nu dispun de suficiente mijloace pentru a procura de sine stătător aceste servicii. Începând cu 1 ianuarie 2024, acest plafon îl constituie salariul minim lunar stabilit de guvern, 5.000 de lei per persoană.
pe parcursul anului 2023 au fost înregistrate în total 59.705 cazuri de acordare asistenței juridice garantate de stat. Tradițional au predominat cauzele penale, înregistrând 80% din volumul total de asistență juridică calificată. Cu referire la buget, pentru finanțarea sistemului de asistență juridică garantată de stat, a fost alocată suma de 81,9 milioane, fiind executată suma 81,7 milioane de lei. Doamna Grosu, vă rog. Am fost martorul câtorva situații în care avocații reprezentau interesele copiilor victime, în special a infracțiunilor grave cu caracter sexual. Calitatea asistenței nu era cea necesară și nu corespundea particularităților specifice acestor procese. Și vreau să știu dacă Consiliul a reușit să elaboreze mecanisme sustenabile de a monitoriza calitatea serviciilor. Aici avem două mecanisme de monitorizare. Unul de monitorizare internă pe care oficiile teritoriale desfășoară continuu, dar avem și o altă componentă, mecanismul de monitorizare externă, care presupune formarea unei comisii din 6 avocați, 3 din sistem, 3 din afara sistemului, care ar avea ca sarcină anual să monitorizeze aleatoriu 10% din numărul total de avocați. Susținut cu votul la 59 de deputați. Propun să continuăm. Proiectul de lege cu privire la ratificarea amendamentului numărul 2 la acordul cadru de împrumut dintre Republica Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru realizarea proiectului de construcție a penitenciarului din Chișinău, prezintă doamna ministra Justiției, Veronica Mihailov-Moraru. Scopul acestui proiect de lege de ratificare pentru realizarea proiectului de construcție a penitenciarului din Chișinău constă în aprobarea restructurării financiare administrative a proiectului de construcție a noului penitenciar, precum și prelungirea valabilității acordului cadru de împrumut, asigurarea capacității noului penitenciar pentru 1050 locuri de detenție. Noua instituție penitenciară urmează a fi construită pe un teren aflat într-o zonă periferică a Chișinăului, la 8 km de centrul orașului, în apropiere de satul Bubuieci. Domnul Radu Marian. Deci, cât ce înțeleg, despre această construcție se vorbește din 2012, de atunci s-a aprobat, dacă nu mă înșel, primul proiect de acord de împrumut. Și evident că în Parlament cred că a obosit deja să voteze atâtea amendamente. Vreau să-mi spuneți ce o să fie diferit de data asta, ca să nu mai avem iarăși amendamente. Am redus spațiul de la 1530 de locuri, cât era preconizat inițial, la 1050 de locuri. Se prevede foarte clar un plan de acțiuni până în 2028 cu darea exploatare. Votat în prima lectură de 55 de deputați. Stimați colegi, continuăm cu proiectul 163, aprobarea raportului privind executarea bugetului de stat pentru anul 2023. Domnul ministru Petru Rotaru, ministru al Finanțelor. După o serie de crize din ultima perioadă, în anul 2023 a fost un an de recuperare economică. În anul 2023, de fapt, creșterea economică a fost de 0,7%, nefiind suficientă pentru a compensa pierderile de recesiunea din anul precedent. Evoluția activității economice a fost susținută preponderent de roada bogată din agricultură, astfel s-au stimulat exportul, pe de altă parte au micșorat importurile și ținut de produsele agroalimentare. În partea de executare a bugetului stat pentru anul 2023, vreau să menționez, a fost executat în proporție de 64,6 miliarde de lei, cu o sub-executare la elementele de venituri de 1,8%. Cheltuielile au fost executate în sumă de 80,8 miliarde de lei, cu o sub-executare de 4% sau 3,4 miliarde de lei. Astfel, deficitul pentru perioada anului 2023 a fost de 16,1 miliarde de lei, ceea ce constituie cu 12% mai puțin decât cel planificat. Audim al doilea raport. O invit la Tribuna Centrală pe doamna Tatiana Șefciuc, președinta Curții de Conturi, care va prezenta raportul de audit al Curții de Conturi asupra raportului Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2023. Ca și în anul precedent, Curtea menționează lipsa plenitudinii datelor reflectate la subcontul 415, acțiuni și alte forme de participație în capital în interiorul țării. Aici menționăm că nu a fost înregistrată majorarea capitalului social a întreprinderii de stat
Calea ferată a Moldovei în mărime de 66,4 milioane lei. Această înregistrare trebuia să fie efectuată la Agenția Servicii Publice. Totodată, o altă carență ține de faptul că, cunoaștem cu toții, din bugetul de stat sunt alocate sume semnificative în ceea ce privește reparația și construcția drumurilor și care în anul 2023 această sumă se cifrează la 2,3 miliarde lei, însă în evidența contabilă a Agenției Proprietății Publice, în calitate de fondator, aceste sume nu persistă, fiind reflectate doar la ASD. Auditul menționează că persistă probleme la nivel de autoritate publică centrală în ceea ce privește raportarea mijloacelor bănești care au fost alocate pentru suplinirea fondului, deci de garantare a creditelor pentru întreprinderile mici și mijlocii. Eu propun să raportorii să răspundă de pe loc. Domnul Radu Marian. Am vrut să întreb, m-am uitat la raportul Curții de Conturi, aici există analiza la nivel de executare a investițiilor capitale pentru 2023, deci sunt vreo 90 de proiecte și noi avem 11 proiecte unde nivelul de executare este 0%. De exemplu, crearea sistemului informațional serviciu VAMAL, construcția sediului judecătoriei Cahul. Dacă vorbim de aceste proiecte 11 care le-ați menționat, în raport din 79, deci acestea 11 au fost excluse, anume excluderea respectivă și a avut la bază raționamentul că decât să execuți niște cheltuieli neconforme, neeficiente, mai bine din start ele să fie excluse din programul dat. Un alt factor este și inflația, care a determinat majorarea prețurilor și atunci trebuie actualizat tot caietul de sarcini cu prețurile de rigoare. Proiectul de hotărâre pentru aprobarea raportului privind executarea bugetului de stat pentru anul 2023 susținut de 58 de deputați. Vă mulțumesc!